Bună ziua! Astăzi în sală eu văd foarte mulți oameni frumoși și sunt mândră că toți ei îmi sunt colegi și prieteni. Da, cu adevărat, eu am activat în domeniul drepturilor omului și pe bună dreptate mă pot numi apărătoarea drepturilor omului, deoarece am experiență în acest domeniu mai bine de 14 ani. Și știu care este situația în Republica Moldova, dar și cunosc soluțiile pentru îmbunătățirea acesteia. Respectarea drepturilor omului, statul de drept, independența sunt valori interdependente și se consolidează reciproc. Un regim puternic al statului de drept este vital pentru protejarea drepturilor omului, iar democrația poate fi consolidată doar într-un mediu care le protejează. Susținerea democrației este elementul esențial al eforturilor de asigurare și respectare a drepturilor omului. Acest lucru este consfințit și în articolul 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care zice așa: voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat. Situația privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova poate fi apreciată prin analiza funcționării instituțiilor democratice. Cu regret, în cei 30 de ani de independență, așa și nu am reușit să edificăm niște instituții democratice puternice, menținând constant în ratingurile internaționale statutul de țară în tranziție, regim hibrid sau calificativul de țară parțial liberă la capitolul respectării drepturilor omului. În situația în care s-a instaurat un regim oligarhic, în care instituțiile de drept au fost capturate, drepturile omului și democrația au degradat simțitor. Deci avem regrese la capitolul libertății și siguranței persoanelor, dreptului la un proces echitabil, tratamentului egal și altele. Și toate aceste încălcări au dus la ceea că avem o democrație nefuncțională. Noi, cei din blocul Renato Usatîi, suntem conștienți că în condițiile actuale sunt necesare măsuri decisive, anume așa cum zice liderul partidului și a blocului electoral, acea mână de fier în mănușă de catifea. Temelia oricărui stat sunt oameni, asta e bogăția statului, iar cei care reprezintă puterea sunt obligați să asigure respectarea drepturilor tuturor oamenilor, indiferent de preferințe politice sau preferințe religioasă, apartenență etnică sau limba vorbită. Moldova este o țară diversă, cu tradiții bogate și unică în felul său. Noi, blocul Renato Usatîi, suntem conștienți de această valoare pe care o avem și o să o valorificăm. Acesta este drumul pe care îl vom urma. Ben, küçükliğimden laf ederim türlü dillerde. Gagavuz dilini öğrendim, niçin ki benim çok dostlarım Gagavuz var. Ben hodulanırım, anne beceririm, laf etme o halkın dilinde angısından bir yerde yaşarız. Bununla da tanışma Gagavuz halkın adetlerinden hem kultura kıymetlerinden. Biz Renato Usatîi bloku varlıklayacağız ortaca yüksek kaliteli üretimi ki hepsi vatandaşlar bilsinler, hem hodulansınlar, hem kultura memleketin çeşitlerinden. O zaman her biri hodulanacak, anne bizi birleştirir, tek Moldova evi. Deci noi vom reuși să ne mândrim că pe noi toți ne unește aceeași casă, Moldova. Vă mulțumesc!